Vreau să salut toți participanții la acest eveniment și, fără multe cuvinte de introducere, aș vrea să trec direct la prezentare. Sper că se vede bine prezentarea. De la început aș vrea să fac două precizări. Nu mă voi referi la toate aspectele furtului intelectual din Republica Moldova, ci doar la cel din domeniul științei, domeniul pe care îl cunosc mai bine, dar care presupun cumva reflectă starea generală din Republica Moldova. Și a doilea precizare, în cadrul ANACEC, că eu coordonez nemijlocit activitățile de evaluare a dosarelor de atestare în științele juridice și prezentarea mea va fi desigur influențată de acest lucru, mai ales că în acest domeniu este mult material acest subiect. Două idei esențiale cu care vreau să pornim pentru a înțelege mai bine fenomenul. Primul este că plagiatul, care reprezintă expunerea într-o operă a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate, ori metode științifice, preluate de la alți autori, fără a menționa acest lucru, fără a face trimitere la surse originale. În acest sens, el este atât un furt, cât și o înșelăciune, deoarece autorul faptului își face o imagine falsă în comunitate. Și a doilea idee importantă de reținut este că acceptarea plagiatului conduce la distorsionarea valorilor, descurajând competiția onestă și recompensarea morală și materială. Și ca să declanșăm discuțiile, vreau să înaintez două ipoteze. Prima este că plagiatul este un fenomen generalizat în Republica Moldova, chiar dacă el diferă după domenii științifice. În domeniile științifice unde există tradiții de cercetare mai vechi, comunitatea este mai puțin tolerantă la acest fenomen, pe când în domeniile care, mai ales în ultimele decenii, a crescut numărul celor cu titluri științifice, comunitatea este mai tolerantă. Și aș vrea să dau un singur exemplu care nu este direct. Se referă la numărul de titluri științifice acordate. În domeniul dreptului, în 1995, în Republica Moldova, existau doar 59 persoane cu titluri științifice în domeniul dreptului, din care 6 doctori habilitați, iar în următoarea perioadă, 1996-2000, au fost conferite 620 de titluri științifice, din care 33 de doctori habilitați, adică practic de 10 ori, peste 10 ori mai mult decât erau 95. Și a doilea ipoteză este că mimarea activităților, inclusiv în ceea ce ține de evaluare și luarea deciziilor referitor la lucrări cu plagiat, este un sport național în Republica Moldova. În continuare, vreau să vă prezint și ceva material empiric pentru a putea dezbate și singur să decideți dacă se confirmă sau nu aceste ipoteze. Voi începe cu tezele de doctorat și voi prezenta din fiecare în fiecare exemplu pe care îl voi prezenta, va fi doar un fragment. Aici aveți o teză în care o parte din concluziile generale și recomandări sunt preluate integral din altă teză, iar majoritatea recomandărilor sunt preluate din strategii sectoriale și alte documente de politică aprobate de către guvern. Apropo, autorul este deja doctor în știință. A doilea teză deja în limba rusă, în care o bună parte din introducere, sarcini, cercetări, conținut, chiar și concluzii și recomandări la capitole și cele generale sunt preluate dintr-o teză și alte publicații în rusă. Iar dacă scopul declarat este perfecționarea legislației Republicii Moldova, în una din recomandări se vorbește despre subiecte ale federației. Autorul încă nu este doctor în știință. E menționat că ambii autori acestor teze sunt cadre universitare. Cred că nu e cazul să mai comentez mai departe. Ca să nu fie prea monoton, trec la un caz diferit, un raport anual al unei autorități în domeniu, care s-a inspirat dintr-un raport anterior al altei autorități, dar și din documente de politici în domeniu. Adevărat că unele deja abrogate. Da, autorul continuă să elaboreze rapoarte și studii, iar ultimul studiu include traducerea unor fragmente din două rapoarte europene la tematica studiului. Într-o lucrare prezentată la un concurs de premii academice, sunt preluate masiv fragmente din alte surse, fără a fi indicată sursa sau, atenție, fiind indicată o altă sursă decât cea din care a fost preluată, care este potrivită după denumire. Foarte multe astfel de fragmente, precum cel din slide, sunt preluate din Wikipedia.
Și mai interesant este că unul din autorii acestei lucrări au devenit laureat acestui premiu. E adevărat că ulterior și la o altă nominalizare. Revenim însă la factori de decizie și vedem preluări de text dintr-un document de politică. În altă țară, într-un document de politică, într-un proiect de document de politică, la noi. Aici problema nu este atât că a fost preluat, pentru că în domeniul juridic uneori este mai bine să preluăm niște modele care deja s-au dovedit eficiența. Problema este că a fost preluat necritic. Vă dau un singur exemplu. În documentul din care a fost preluat se vorbea despre conectarea la niște priorități sau un program european care urmează să fie lansat. În documentul nostru a fost preluat peste 7-8 ani. Programul respectiv european deja se finaliza, deci era mai complicat să ne conectăm la acele priorități. Să nu ignorăm nici pe studenți. Un exemplu de lucrare la concursul burselor de merit al studenților doctoranți. Am prezentat în acest slide doar rezumatul articolului care este identic 100% cu informația de pagina oficială a Uniunii Europene. Însă această publicație are 35 de pagini și nicio citare a vreunei surse bibliografice, tot textul fiind preluat din documentele oficiale ale UE. Greu de comentat cum o revistă științifică care a acceptat așa ceva în condițiile în care, conform cerințelor regulamentare, acest text trebuia să fie recenzat de către doi recenzenți evaluatori după sistemul dublu anonim. Da, autorul încă nu este vizitor al acestei burse. Ca să continuăm cu articolele în reviste, vedeți aici alte trei exemple. În primul caz, majoritatea articolului reprezintă traducerea a două articole în engleză publicate peste hotare. Aici este doar rezumatul, preluat din unul din aceste articole. În al doilea caz, este o traducere dintr-o singură sursă absolut a tuturor elementelor articolului, rezumat, introducere, metodologie și așa mai departe. Chiar și figurile sunt preluate, unele netraduse din engleză. Apropo, autorul acestuia a fost desemnat după publicarea acestui articol în calitate de coordonator a două teze de doctorat. În al treilea caz, articolul reprezintă în principal combinarea textului dintre surse, iar concluziile care depășesc o pagină sunt preluate din una din aceste surse dintr-un studiu a unui ONG local. Un exemplu dintr-un rezultat în cadrul unui proiect european pentru învățământul superior este vorba despre un livrabil privind evaluarea cercetării universitare. Este integral preluat dintr-un studiu elaborat de către o instituție de cercetare de la noi. Diferă doar denumirea. Este interesant că în acest proiect a fost planificat un alt livrabil, dar bănuiesc că autorii n-au găsit un studiu mai apropiat și atunci au schimbat și denumirea livrabilului care trebuiau să-l prezinte. Două aspecte sunt extraordinare în acest caz. Primul, ei au preluat din documentul din care au plagiat și prevederea că trebuie să fie respectat principiul integrității și onestității. Subliniat cu roșu. Și al doilea, în următorul proiect câștigat de această echipă, cu același coordonator și în același program, unul din rezultatele așteptate este CIES, instrument de monitorizare a plagiatului implementat. Un alt caz interesant este publicarea acelui așa articol în toate revistele din drept a unui articol deja publicat, inclusiv de către revista care a fost publicată inițial. Aproape toate aceste reviste sunt considerate științifice și în continuare. Aici vedeți un rezumat al unui proiect care a câștigat în concursul național de proiecte pentru o perioadă de 4 ani, publicat pe pagina autorității care au organizat concursul. Textul rezumatului este preluat, tradus dintr-un proiect european. Chiar și denumirea proiectelor este asemănătoare. Nu mai spun ce ar fi dacă să comparăm tot proiectul, rezultatele și publicațiile lui. El a devenit un
câștigător și continuă să fie finanțat, chiar dacă în cazul acestei competiții, multe propuneri de proiecte ale cercetătorilor cu recunoaștere internațională au fost respinse. Ceea ce v-am prezentat până acum este în principal plagiat direct. Dacă să vă indic o clasificare, ele sunt diferite, iată o clasificare a tipului de plagiat, el s-ar încadra mai mult în tipul 1 și 2, clonă și copiere, adică cel mai care necesită cel mai puțin efort, dar sunt și alte tipuri care presupun parafrazarea, includerea fragmentelor originale cu cele plagiate și multe alte tipuri. Din celelalte tipuri, doar două exemple. E vorba de reciclare sau autoplagiat pentru obținerea titlului științific și științifico-didactic. Într-un caz, acestea sunt cele mai recente întâlnite de mine, într-un caz, un articol publicat la o conferință la noi a fost tradus și publicat într-o revistă de peste hotare în engleză, în alt caz, din monografia proprie, a fost luat un fragment și publicat ca articol. În ambele cazuri era necesar pentru a întruni numărul necesar de publicații. Și într-a treilea caz, pentru obținerea premiilor academice, la fel se întâmplă uneori acest lucru, pentru, spre exemplu, Academia de Științe, premiile se dau pentru ultimii 2 ani. Și atunci, ca să fie în ultimii 2 ani mai multe publicații, se reeditează unele articole mai vechi. Acest lucru se întâmplă inclusiv din cauză că evaluarea chestiilor se face doar după criterii cantitative, fără a fi o evaluare calitativă. Și atunci există goana asta după cât mai multe publicații. Și o alt exemplu, aici e vorba de combinarea a două tipuri de plagiat. Unul este eroarea, adică el nu citează corect, e numai la sfârșitul alineatului sursa și nu îți dai seama dacă tot alineatul respectiv e luat din altă parte respectiv sau numai unul. Și a doilea, că aproape 90% din acest studiu este de acest tip, adică este indicat la sfârșitul alineatului. Din ceea ce am comparat, se vede că e preluat din întreg alineatul, e preluat din sursa respectivă, inclusiv niște detalii care nu au atribuții la teza respectivă. Și, într-adevăr, asta arată lipsa de originalitate. Dacă ne uităm doar un singur exemplu la rezultatele obținute, este ușor să-i dăm seama. Unul din rezultatele obținute este format în felul următor. Prezentarea legăturii geografice dintre Republica Moldova și zona Balcanică. Asta e rezultatul științific. Am prezentat toate aceste exemple nu pentru că mi-ar face mare plăcere, nu mi-am făcut un scop în a demasca plagiatorii. Încerc doar să arăt cât de profund și grav este fenomenul și cât de mult ne afectează pe fiecare. Din păcate, aceste cazuri sunt deseori justificate de către cei care au comis sau de către colegi. Am prezentat, cred că acum vreo 9 ani, la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, unde lucram, aceste exemple. Din păcate, nu s-a schimbat foarte mult, de aceea ele sunt valabile și acum. Prima justificare ar fi că nu există temei juridic pentru a stabili și pedepsi plagiatul și se face referință de obicei la legea privind dreptul de autor, care drepturile conexe, care prevede posibilitatea preluării a unui fragment din alte surse. Însă nu se indică până la capăt, că în această lege este indicat că trebuie să fie indicată sursa și numele autorului, folosirea citatelor în conformitate cu practica pertinentă și în măsura impusă de un scop specific. La fel, se confunde plagiatul cu încălcarea drepturilor de autor, chiar dacă plagiatul e obicei sau deseori include și problema încălcării drepturilor de autor, acestea nu sunt identice. Totuși, pentru că, spre exemplu, poate fi o teză scrisă la comandă de cineva și transmisă altuia pentru a o susține, în cazul ăsta dreptul de autor nu se încalcă pentru că a fost transmis dreptul celuilalt, însă în cazul acesta avem de-a facere cu o fraudă științifică, pentru că autorul n-a scris el această lucrare și pretinde că a făcut-o. E sigur că este nevoie de perfecționarea cadrului normativ, inclusiv de aprobarea unei legi privind abaterile de abonă neconduită și modul de sancționare, cum spre exemplu este în România,
Noi propunem de fiecare dată când se cer, când avem posibilitatea, chiar și în programul de acțiune a guvernului, acum încă nu e aprobat, n-am auzit, noi am propus această măsură. Deocamdată ne conducem de un cod etic în deontologie profesională aprobată la nivelul ANACEC. Alte câteva justificări, câteva pagini din lucrare analizată, seminariul testul din alte surse, nu poate fi considerat plagiat. Nu rezistă critici pentru că, indiferent de volum, este plagiat, contează doar pentru stabilirea sancțiunii, dacă este mai mult sau mai puțin, dacă sursele indicate sunt în bibliografie. La fel se pretinde că nu e plagiat, ceea ce e la fel nu este adevărat, deoarece dacă într-o lucrare nu citem, se subînțelege că restul aparțin autorului. La fel, dacă textele diferite se justifică că n-ar fi plagiat, deși, după cum am indicat acolo, la tipul de plagiat, el poate fi parafrazat, poate fi diferite tehnici utilizate, mai ales că plagiatul include nu doar preluarea de texte, ci și idei. La fel, se spune uneori că există citeri, deci nu poate fi plagiat, chiar și în această situație poate să fie plagiat, deoarece se indică o altă sursă, se indică la referință doar la unele fragmente preluate și trimite la alte, sau chiar este, majoritatea este plagiat și nu există originalitate. Nu putem să negăm că, într-adevăr, s-au întreprins măsuri în Republica Moldova în ultimii ani pentru care, teoretic, pot ajuta la diminuarea plagiatului, pentru că la eradicarea totală, sigur că nu se poate. Dintre acestea este, am indicat trei, practic toate instituțiile deja au coduri de etică și profesională. În fiecare școală doctorală se predau cursuri de etică, cercetării de autorat și științific de metodologia a cercetării. Dar, vedeți aici un fragment într-o cerere de chemare în judecată și într-un regulament de etică a instituției reclamantului. Într-un caz, în cerere se spune că deoarece lucrarea respectivă este la bibliografie, nu poate fi considerat plagiat. În regulamentul care teoretic trebuia să fie cunoscut de către reclamant, se spune totul in. Deci înseamnă că există anumite probleme și cu transmiterea acestor cunoștințe către studenții doctoranți. Și în sfârșit este introdusă obligativitatea raportului de similitudini, care considerăm că este un instrument important pentru lupta contra plagiatului, care ne dă, de fapt, comparând textul lucrării cu textele disponibile în internet, softul respectiv ne dă ce procent de similitudini și multe alte date despre similitudini între textele comparate. Dar trebuie să fie clar ceva lucru. Acest raport nu este un panaceu și că noi, gata, ne-am luat grijă de a evalua lucrarea. Este doar un instrument în sprijinul evaluării și el poate diminua doar plagiatul direct. Aici am inclus câteva slide-uri pentru tot anul trecut am făcut prezentare cu raportul de similitudini. Le-am inclus aici deoarece încă nu sunt conștientizate, încă nu sunt cunoscute cum ar trebui Republica Moldova, dar nu mă voi opri foarte detaliat, doar voi răspunde la întrebările puse aici. Un grad ridicat de similitudini nu ne indică încă prezența plagiatului, pentru că similitudine nu e egal cu plagiat, există situații când similitudinea nu e plagiat și vedeți aici câteva cazuri, în special atunci când este citat. De altă parte, un grad scăzut de similitudini nu ne indică încă lipsa plagiatului, deoarece poate fi, softurile au limite, de exemplu, poate fi dintr-o carte tipărită. Răspunsul la întrebarea dacă există un prag de plagiat acceptabil este univoc, nu? Până a comenta ceea ce vedeți în slide, vreau să vă spun un lucru care poate este mai puțin așteptat, dar plagiatul este caracteristic tuturor persoane. Adică toată lumea a plagiat mai devreme sau mai târziu, ca să știți un autor dintr-o carte citită. Într-adevăr, noi nu putem
să fim absolut originali. Ne influențează tot ce am citit. De aceea contează câteva lucruri. Pentru că el e diferit. Se exprimă diferit la diferite persoane. De aceea, pornind de această idee, contează următoarele. 1. Nu putem pune pe cântar toate tipurile. 2. Atribuirea la frauda științifică depinde de o serie de caracteristici. 3. Sancționarea trebuie să fie proporțională gravității fraudei comise, nu trebuie să existe exagerări. De exemplu, nu putem retrage titlul științific pentru câteva fraze plagiate. În același timp, nu putem să nu-l retragem dacă toate concluziile și recomandările sunt plagiate. Până la urmă, severitatea sancționării trebuie să fie proporțională, cum am spus, depinde de intenție, de volum, de elementele preluate. Mai grav este când sunt elementele care trebuie, conform cerințelor, să fie originale, de localizare în lucrare. La fel, dacă preluăm introducerea, concluziile este mai grav, istoricul autorului, adică dacă el mai a comis și anterior, sancțiunea este mai mare și contextul. Dacă pentru acest plagiat el este recunoscut, primește anumite recompense, atunci este mai grav. În continuare, vreau să vă dau două vești. Una este bună și una mai puțin bună. Cea bună este că nu este un fenomen național. În toate țările se plagiază, nu suntem excepții, deci putem prelua inclusiv instrumente care să diminueze fenomenul. A doua mai puțin bună este legată de amploarea fenomenului și mai ales de reacția comunității la aceasta, care la noi este mult mai anemică, să zicem așa. Aveți exemplu câteva cazuri celebre, probabil că multe s-au auzit, că retrage atitudinii științifice din diferite țări, în Germania, vicepreședintele Parlamentului European sau ministrul apărării, care era probabil cel mai de perspectivă politician din Germania și căruia se și vedea, sau oamenii îl vedeau deja viitorul cancelar, în Ungaria președintele țării și în România prim-ministru. Și aici sunt, vedeți și în imagine, copia ordinilor Ministerului Educației Cercetării din România de retragere a titlului, vedeți că la fel în fiecare an sunt număr de retrageri ale titlului deja conferit. Chiar și în Rusia, de unde, să zicem așa, sunt legate niște cauze a fenomenului plagiatului în Republica Moldova, există o mișcare importantă antiplagiat, este vorba despre o comunitate de voluntari internet, care în perioada 2013-2020 au identificat peste 10.000 de teze și peste 20.000 de articole cu plagiat. Sunt niște imagini foarte drăguțe aici. Prima sus este Parlamentul, Duma de Stat a Federației Ruse. Între a doua este o regiune din Federația Rusă, Caucazul de Nord, în care sunt indicate universitățile, cu cifre este indicat tezele plagiate. În partea de sus, acolo, în fotoliile deputaților, la fel este indicată cu roșu tezele, cei care dețin titlul din deputați, tezele plagiate și fiecare dată, dacă apăsăm aici, noi vedem exact teza, ce s-a plagiat, de unde s-a plagiat și alte detalii. Nu am găsit date în baza acestor demersuri ale comunității care au fost retrase, dar există. Am găsit doar că în ultimele săptămâni au fost retrase 28 de titluri științifice în baza demersurilor acestei comunități, dar este un instrument foarte, foarte util. De fapt, recomand tuturor cunoscătorilor de limba rusă să utilizeze, că sunt lucruri cum putem preîntâmpina, plagiatul și multe alte. După cum am spus, din păcate, reacția celor trei factori care sunt și care pot contribui la diminuarea plagiatului este mai puțin activă. Este vorba despre comunitatea științifică, evaluatorii, recenzenții și factorii de decizie. M-am gândit eu de ce se întâmplă așa și am întrebat și colegii. De aici am fixat niște răspunsuri pe cele mai des. În cazul comunității științifice, acestea cauzele toleranței la fenomen ar fi tradiția, copiatul este încă de pe băncile școlii, perceperea,
nu este conștiințiat plagiatul ca un furt, cu mătrismul, valabil pentru toate, pentru toți trei factorii, pentru toți trei actorii acestui proces, nesancționarea. Comiterea plagiatului nu îți prea dăunează carierii și recunoașterii, pentru că, de exemplu, în ultimii 10 ani eu nu cunosc să fie luat o decizie referitor la respingerea unui premiu, un proiect cu motivul declarat plagiat. Comoditatea, sigur, nimeni nu vrea să-și facă dușmani, mai ales în condițiile când integritatea nu este stimulată. Avantaje, narcisism, aici vreau să aduc o citată din fostul ministru al Educației și din România, Miclea, care spunea, cu referință la mediul universitar, că coeficientul de narcisism poate de departe coeficientul de inteligență. Și ca o concluzie, nu există masă critică de persoane care nu accepte plagiatul și sunt gata să contribuie la diminuarea lui. În cazul experților, concluzia este că evitarea asumării responsabilității este determinată de următoarele. Eu țietul mie, adică dimensiunea e mică și fiecare până la urmă se evaluează reciproc casele, proiectele, tezele și mai departe. Marginalizarea experților principal, cei care de fapt evaluează pe bune, deseori sunt marginalizați, lucrările, evaluările lor respinse, ei sunt presați și până la urmă se dezamăgesc că nu mai poate schimba nimic și renunță la evaluări. Profesionalism insuficient, pregătirea profesională a unor persoane antrenate în expertiză nu facilitează detectarea plagiatului, confundarea, am mai spus, se confundă dreptul de autor și plagiatul sau și alte. Membrii ai fabricilor de teze, în cazul aceste persoane se încadrează în evaluare doar pentru a promova interesele pe grup, eventual a pune pedici concurențelor, raport cost-efort defavorabil, deci analiza, spre exemplu, a unei teze poate îți dureze câteva zile, iar plata este de 200-400 de lei. Trebuie să susținem știința. Mai există și așa explicații din partea experților. Oamenii nu vin în știință, de aceea trebuie să susținem măcar pe care vin. Și concluzia este că pentru majoritatea experților, că dacă vrei să rămâi curat și bun cu lumea, evită evaluarea. În sfârșit, factorii de decizie, la fel, au dezinteres de a lupta din considerentele sintetizat, via Pandorii. Deci, foarte multe persoane sunt implicate în acest fenomen și dacă declanșează lupta, poate duce la destabilizarea sistemului. La fel, de obicei, conducerea este reflectarea societății, postaci și democrației în sensul că sau sunt numiți, sau sunt aleși, dacă trezesc nemulțumiri, data viitoare sau vor avea consecințe. Și mediatizarea slabă, deci nu este suficient mediatizat problema plagiatului, nu se pune presiune pe factorii decizii. În concluzie, este mai convenabil să accepți plagiatul decât să lupți cu el. Deci, dacă am urmat un calapod al prezentării, trebuie să vă prezint acum câteva soluții și să chem să ne unim sub rosinca Moldova fără plagiat. Nu voi face, mai ales că avem mult timp. Vreau să spun că, într-adevăr, Partea Internațională arată că cel mai durabil este să se întâmple plagiatul, pentru că problema nu este de a prinde pe toți cei care copiază, ci de a scoate copiatul și plagiatul din cultura formării intelectuale. Am notat câteva soluții la suprafață care sunt. Nu-i văd dat știri, pentru că toate acestea se pot întâmpla în două situații. Este necesară conștientizarea fenomenului și voința de a schimba aceste lucruri. De aceea mai degrabă prefer foarte repede să trec la ultimul slide, trei citeri, care sper cel puțin să ne pună pe gânduri. Primul aparține unui cercetător, în care se spune că creșterea cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare ar fi inutilă dacă nu curățăm sistemul. În condițiile actuale, a cheltui mult pe cercetare înseamnă bani aruncați pe fereastră. Al doilea citare, există lucruri pe lume cu care nu se poate glumi, cu granițele unei țări, de pildă, este război. Nici cu granițele spiritului nu se poate glumi, pentru că atunci se amestecă prostia cu inteligența, cinstea cu hoția, meritul cu potlogăria. Ajungem să fim conduși de șmecheri, de hoți, de impostori. Exact asta mi s-a întâmplat. Spune o jurnalistă din România specializată în combaterea plagiatului. Și în sfârșit, citatul unui scriitor din România, nu-l voi ști tot, dar el spune că vom avea această situație atât timp cât nu ne vom
schimba mentalitatea. Deci vom avea ceea ce merităm, nu doar doctori, profesori, funcționari, militari, polițiști și spărgători de semințe de la colțul blocului pe care îi merităm, dar și corupția pe care o merităm. Iar o primă măsură la îndemâna tuturor ar fi să prelucrăm tiparele imaginative care s-au format în spațiu mental al acestui popor mult decenii. Încetând a mai considera hârtiile lucioase cu numele noastre care grafic înscrise pe ele, drept o eflorescență a spiritului. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am depășit timpul. Vă mulțumim, domnul Cucireanu, pentru prezentarea interesantă și cu multe specii aduse în lumina participanților. La un nivel vedem că fenomenul și amploarea fenomenului plagiatului deci atinge nu doar studenții, elevii și, cum ați spus dumneavoastră, cu toții plagiem, da? Deci, într-adevăr, aveți dreptate când spuneți că practic, fenomenul acesta de copy-past este la actualitate și la ordinea zilei, dar totuși sunt deci, momente de inspirație, cum ați menționat și dumneavoastră, iată, preluarea anumitor teze din documentele de politici, da? din citate, da? Care deci, sunt utilizări permise de către sistemul dreptului de autor, da? Sunt limitele și excepțiile de la drepturile de autor, dar despre asta vorbim în cele ce urmează, care și mai este și momentul de inspirație, da? Și atunci este gradul acesta de inspirație și limita, unde este limita acestei inspirații și cât putem prelua și, cum bine ați menționat dumneavoastră, putem prelua, dar trebuie să facem mențiune cu privire la sursa, la autor. Iar o să mă raliez și eu părerii dumneavoastră, conform căreia plagiatul și încălcarea drepturilor de autor, bineînțeles, ele se suprapun, dar ele nu sunt concepte echivalente. De aceea noi și avem, iată, în cele ce urmează o să discutăm împreună cu participanții despre formele răspundere și una din formele de încălcare a dreptului de autor este tocmai însușirea paternității operei, care s-ar părea că se încadrează în definițiile date de către mediul academic acestei forme de furt academic, și anume plagiatul, care nu este altceva decât o însușire a paternității